Bună ziua, dragi reprezentanții presei. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația la această mică conferință de presă. Și aș vrea să mă adresez astăzi legat de un subiect care ține atât de bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova, dar și de clasa politică. Politicienii obișnuiesc să facă tot felul de promisiuni, care unele sau multe din ele nu se realizează. Caută ulterior motive de ce ele nu au fost realizate. Foarte multe promisiuni se fac în campanie electorală. Chiar și în această campanie electorală legată de prezidențiale, candidații care s-au înscris în cursa electorală fac diverse promisiuni. Săptămâna trecută, noi cei din ProMoldova am înaintat un proiect de lege de modificare a codului electoral, prin care am propus ca cetățenii noștri care locuiesc peste hotarele țării să poată vota timp de 2 zile. Deoarece majoritatea politicienilor și clase politice, dar și a societății civile, dar și experții, au susținut ideea, însă cu regret, nici până astăzi nu s-a dat curs invitației noastre de a se convoca ședința plenului și de a face această modificare în codul electoral. Și dacă pentru aceste prezidențiale, eventual, deja nu se mai pot organiza 2 zile de alegeri în secțiile de vot de peste hotare, cel puțin 2 zile s-ar fi putut organiza pentru următoarele alegeri, cele care vor urma, poate parlamentare anticipate, de exemplu. Una din promisiunile făcute de candidații electorali la prezidențiale ține de bunăstarea cetățenilor și, în mod special, a pensionarilor. Atât Igor Dodon, candidatul socialiștilor, Maia Sandu, Andrei Năstase, Renatu Satei, Violeta Ivanov și alții care s-au înscris în cursă electorală și astăzi fac campanie electorală, au vorbit despre susținerea pensionarilor. Și cât de important este ca statul, Republica Moldova, să asigure pensionare cu o pensie decentă. Și mulți au vorbit, cineva a vorbit despre formarea unui fond, cineva a vorbit despre minimul de existență, Andrei Năstase chiar a vorbit și despre modificarea Constituției. Cu regret, noi, cei de la ProMoldova și eu, Andrei Ancandu, nu am fost lăsat în cursa electorală. Dar deoarece nu suntem în cursă electorală, ne permitem atunci să fim un arbitru între candidații care sunt înscriși în cursă electorală. Și iată de ce. Venim astăzi în fața plenului, dar și a societății, și aici în Parlament, venim cu propunere de modificare a legislației ce ține de pensia pentru pensionarii care au ajuns la limită de vârstă sau pensia minimă pentru limită de vârstă. Noi propunem o modificare în legislație și în legea cu privire la sistemul public de pensii, prin care să fie stipulat la articolul 12 că minimul pensiei nu poate fi mai mic decât minimul de existență. Minimul de existență astăzi este de 2.100 de lei, aproximativ. Respectiv, după modificarea legislației și aprobarea acestui proiect de lege, toți pensionarii de Republica Moldova, indiferent de vechimea în muncă, indiferent de profesiile pe care le-a avut, vor avea cel puțin 2.100 de lei pensie. De asemenea,
Venim cu un proiect de modificare a Constituției. Și anume articolul 47 din Constituția Republicii Moldova, care prevede traiul decent asigurat de stat pentru toți cetățenii Republicii Moldova, prin introducerea unui aliniat nou la articolul 47 din Constituție, care spune în felul următor: că statul va asigura fiecărui pensionar o pensie minimă egală, cel puțin cu minimul de existență. Condițiile de stabilire, calcul și efectuarea plăților de asigurare socială de stat corespunde prevederile prezentului aliniat vor fi stabilite prin lege organică. Și multe alte prevederi legate anume de asigurarea pensionarilor cu o pensie minimă, care să fie de cel puțin minimul de existență prevăzută în Republica Moldova, care la ora actuală este de 2100 de lei. Este un subiect care a fost promis de toți candidații care sunt astăzi în cursa electorală. Unii din candidații care sunt astăzi în cursa electorală sunt reprezentanții sau au cel puțin un grup parlamentar aici în Parlament care îi susține sau din care provin. Astăzi, acest lucru poate fi considerat ca și un test. Toți acum sunt în campanie electorală, dar asta nu ar încurca cu absolut nimic ca acei candidați care sunt astăzi reprezentanți în Parlament să vină în Parlament și să voteze aceste proiecte de legi, iar legat de Constituție, modificarea Constituției să fie inițiată prin a semna cel puțin 34 de deputați ca să începem procedura de aprobare în Parlament. Și pentru ca să se desfășoare lucrurile prin anumită logică, noi cei din Promoldova am pregătit și o cerere de convocarea unei ședințe speciale a Parlamentului, preconizată pentru data de 22 octombrie, săptămâna viitoare, joi, într-o săptămână, care trebuie să fie semnată de cel puțin 34 de deputați pentru ca Parlamentul să fie convocat. Dacă candidații astăzi înscriși în cursă electorală sunt sinceri și promisiunile pe care le fac cetățenilor în campanie electorală cu adevărat cred acestor promisiuni și vor să demonstreze că le pasă în cazul de față de pensionari, atunci îi invităm pe absolut toți cei care sunt astăzi în Parlament să semneze cererea de convocare a ședinței plenare pentru săptămâna viitoare, se semneze proiectul de lege de modificare a Constituției, articolul 47 din Constituție legat de minimul pensiei, care este minimul de existență, și săptămâna viitoare, pe lângă alte proiecte de lege care sunt de urgență pentru Republica Moldova, să susțină și proiectul de lege de modificare a legii privind pensiile, care să prevadă că minimul de pensie nu trebuie să fie mai puțin decât minimul de existență. Și să demonstreze că le pasă într-adevăr de cetățenii Republicii Moldova care au ajuns la vârsta de pensionare și că promisiunile făcute pot fi realizate. Nu trebuie să se finalizeze campania electorală. Nu trebuie ca cineva să câștige campaniile electorale astăzi în aceste condiții ca să poți să susții ceea ce ai promis. Iată de ce. Astăzi vom expedia în adresa celorlalte fracțiuni parlamentare, Platformei Demnitate și Adevăr, Partidul Acțiune și Solidaritate, formațiunii Partidului Politic Șor, Partidului Democrat, Partidului Socialiștilor, le vom trimite astăzi și demersul de convocare a plenului Parlamentului pentru săptămâna viitoare, dar și acest proiect de modificare a Constituției
legat de minimul pensiei care să nu fie mai mic de minimul de existență, care este la ora actuală 2100 de lei. Și să demonstreze toți candidații în această competiție electorală în care au intrat că le pasă de promisiunile făcute cetățenilor și că printr-un minim efort pe care pot să-l facă în aceste zile, într-adevăr să modificăm legea ca cetățenii Republicii Moldova care au ajuns la vârsta de pensionare să se bucure de cel puțin 2100 de lei cei care o au mai mică de această sumă. Iată, acesta este un test al sincerității. Iată, acesta este un test pentru absolut toți cei care au intrat în cursă electorală și fac promisiuni în fiecare zi. Și decât să se adreseze unui altuia cu tot felul de scrisori și tot felul de apeluri, de susținere și de retragere eventual din cursă, cum am văzut zilele trecute, ar fi bine ca toți cei care sunt astăzi în cursă electorală și au susținere în Parlamentul Republicii Moldova prin partidele pe care, din care provin sau care reprezintă, să vină aici în Parlament și să demonstreze că, într-adevăr, ceea ce spun și ceea ce fac e aceeași, când promisiunile, într-adevăr, pot fi realizate. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție, sper foarte mult că acest test al sincerității îl vor trece candidații care au intrat astăzi în cursă electorală. Iar noi, cei care cu regret, abuziv, fraudulos, nu ni s-a permis să participăm în alegerile prezidențiale, vom fi foarte atenți cu ochii pe ei să vedem cum se vor comporta și dacă își țin sau nu promisiunile. Iată două proiecte de legi, modificarea Constituției și modificarea legii cu privire la pensii. Toți candidații au vorbit despre minimul de existență. Să vedem cum își realizează promisiunile. Vă mulțumesc foarte mult, succes și o zi bună!